أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bună seara și bun găsit, dragi telespectatori! În Dobrogea noastră trăiesc, conform recensământului din 2002, aproximativ 972.000 de oameni. Români, aromâni, tătari, turci, lipoveni, greci, ucrainieni și bulgari. Diversitatea etnică dobrogeană este o realitate cu care ne mândrim, pentru că ea se bazează pe respect reciproc, pe cooperare, pe încredere, pe comunicare și pe străpungerea barierelor culturale. Turcotătarii din Dobrogea au conviețuit în bună înțelegere cu celelalte etnii dobrogene, păstrându-și nealterate limba, cultura, obiceiurile și credința și sporind astfel farmecul acestui pământ dintre Dunăre și Mare. Astăzi, invitatul meu este domnul Apaz Elvis, imamul Jamiei Abdul Mejid, absolvent al Colegiului Național Kemal Atatürk și al Colegiului de Institutori din cadrul Universității Ovidius. Bună seara și bun venit în emisiunea noastră! Bună seara, care este activitatea acestui așezământ care se confundă cu istoria Mejidiei în prezent, ținând cont de toată această situație prin care trecem? Este dificil, deocamdată este dificil, dar sperăm că pe viitor o să fie mai bine, să revenim la vremurile anterioare, pandemiei. Este deschis lăcașul de cult, este deschis cu distanțare, cu normele în vigoare și încercăm să deservim Mejidiei, enoriașilor, ceea ce este, mai bun și ceea ce prezintă religia. Mai precis, cum v-a afectat pandemia asta? Când a fost cod roșu la Mejidie, atunci au fost automat închise și lăcașurile de cult. Ne-a afectat foarte tare pentru că și în pandemie și când a fost cod roșu au fost înmormântări, au fost slujbe care nu s-au făcut, înmormântări care s-au făcut, dar tot așa în contextul epidemiologic cu mai puțin enoriași, adică până în 10-12, conform normelor. După aceea, pomenile ulterioare s-au făcut cu 5-6 persoane, foarte restrâns. Unele dintre acestea le-am făcut eu acasă, pentru că și cei care au avut decedați în familie sau care au vrut să pomenească pe cei decedați, le erau și lor frică de această pandemie, de această boală. Și au preferat să mă sune și să-mi spună: domnul imam, puteți să citiți această slujbă de acasă, să-l pomenim de acasă. Și așa am și făcut. Așadar ați găsit alternative. Am găsit alternative și i-am sfătuit și pe oameni să le citesc de acasă, pentru că este bine să fie citit, adică nu amânat sau altceva, este bine să fie pomenit acel decedat. Și i-am sfătuit să nu, la noi este obicei să se pună și masă, i-am sfătuit să nu pună masă după pomenire și să eventual să dea pachete la enoriași, la cei care vin, sau să nu pună deloc masă. V-ați folosit de tehnologie, de online? Ne-am folosit de tehnologie anul trecut de în luna Ramazan. La noi este un obicei, în luna Ramazan, la fiecare geamie din Dobrogea și implicit la geamia Abdul Mejid, se citește Coranul de la început până la sfârșit și în ziua de cadr se împărtășește.
Și ați putut să faceți asta prin intermediul internetului? Prin intermediul internetului am putut face așa ceva. Am avut zilnic cam 30-35 de participanți din multe zone ale Constanței și ale României. Asta e un avantaj, nu-i așa? N-au mai participat doar locuitorii Megidiei, ci slujba a fost deschisă pentru toți doritorii. La un moment dat au intrat și din Turcia, în online. Din Istanbul am câteva cunoștințe care au vrut să participe și ei și au intrat și din Turcia și din București. V-ați gândit să păstrați cumva ceva din beneficiile astea ale online-ului după pandemie? Dacă ne ajută Dumnezeu și geamia o să fie deschisă anul acesta pentru citirea Coranului, m-am gândit pe același profil, să spun așa, să facem și în online totodată. Ca și cei care vor să intre și să participe, să fie și ei cu noi totodată. Exact. Deși și în geamie să vină Noria și cei care vor să participe și în online. Mi-ați spus că geamia urmează să intre într-un proces de renovare? Se vede. Nu se știe sigur nimic deocamdată. Sperăm. Și dacă lucrul acesta se va întâmpla, se vor suspenda slujbele? Nu cred, o să vedem la momentul respectiv. O să vedem la momentul respectiv. Am înțeles. Această perioadă anului este una bogată în semnificații, pentru că populația de religie islamică a adăugat la viața Dobrogei, așa cum știm cu toții cei locuitorii de aici, două mari sărbători ale anului, Ramazan Bayram și Kurban Bayram. Și ne aflăm în perioada dinaintea Ramazan Bayram, nu-i așa? Da. O perioadă, am înțeles, extrem de bogată în semnificații, despre care v-aș ruga să ne vorbiți. O perioadă sfântă, cele trei luni sfinte ale anului. Noi am intrat pe 13 februarie în aceste trei luni sfinte, Recep, Șaban și Ramazan. Și după care urmează, la sfârșitul celor trei luni sfinte, urmează Ramazan Bayramul. În această perioadă credincioșii musulmani dedică mai mult timp rugăciunilor, mai mult timp citirii Coranului cel Sfânt și activităților spirituale. Tot în această perioadă sunt marcate patru din cele cinci nopți sfinte, și anume Regaib Candili, care a fost sărbătorit pe 18 februarie, fiind prima noapte de vineri din luna Recep, din prima lună sfântă. După care urmează Miraci Candili, noaptea înălțării. Aș vrea să intru puțin aici. Sigur, în detalii. Deci noaptea de Regaib Candili este o noapte de recompensă, de bogăție, de recompensă. Noaptea de Miraci este noaptea înălțării, unde profetul nostru Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pacea și binecuvântarea fie asupra lui, spune că a stat așa aproape de Dumnezeu, atât de aproape l-a simțit, la o distanță de arc l-ar fi simțit pe Dumnezeu. Deci înălțarea lui în asta constă. El a fost luat în acea noapte, fiind nici adormit, nici treaz, a fost luat în acea noapte și dus în fața lui Dumnezeu. În acea noapte a venit un cal, Burak numele lui, un cal alb, care l-a luat de unde dormea și l-a dus la Mescidul Aqsa, la Ierusalim, la Aqsa, la Moschea Aqsa din Ierusalim, și de acolo a urmat înălțarea. Înălțarea lui pe spre al șaptelea cer. Sunt șapte rânduri de cer, spre al șaptelea cer a fost înălțarea lui. La primul rând de cer s-a întâlnit cu profetul Adam, după care la al doilea a fost Iisus și Ioan, la al treilea Iosif, la al patrulea Idris, la al cincilea Aron, la al șaselea Moise și la al șaptelea Abraham. De la toți, luând binecuvântarea, au făcut o rugăciune împreună, după care a fost dus în fața lui Dumnezeu. Astea sunt niște trepte ale purificării, nu-i așa? Trepte ale purificării și
Totodată ei și a cunoașterii s-au cunoscut practic unul pe celălalt, au discutat și prin urmare când a trecut în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu atunci i-a spus, i s-a adresat și i-a spus: vreau ca enoriașii tăi să facă 50 de rugăciuni zilnice. Tot timpul? Da, în fiecare zi 50 de rugăciuni zilnice, da. Așa i s-a poruncit. Întorcându-se la profetul Moise, profetul Moise i-a spus în felul următor: eu îți spun să te duci la Dumnezeu și să îi ceri să mai scadă din aceste 50 de rugăciuni zilnice, pentru că enoriașii musulmani nu o să poată să facă, să le îndeplinească. Și atunci profetul nostru s-a dus la Dumnezeu și i-a cerut să mai scadă din ele și a scăzut la 40. Nu s-a supărat? Nu s-a supărat. Drept dovadă, profetul Moise, când a auzit de 40, i-a spus: mai du-te și cere-i să mai scadă, pentru că enoriașii musulmani nu o să poată să îndeplinească aceste 40 de rugăciuni zilnice. Și s-a dus până au rămas cele 5 rugăciuni zilnice. Deci au fost 30, de la 50, 40, 30, 20, 10 și a ajuns la 5 rugăciuni zilnice. Ultima oară a venit când a primit porunca de 5 rugăciuni zilnice, profetul nostru, pacea și binecuvântarea fie asupra lui, s-a dus la Moise și a spus, și Moise l-a trimis înapoi. Zice: mai du-te și spune că nu o să poată îndeplinească enoriașii tăi acele 5 rugăciuni zilnice. Și atunci profetul nostru a zis: mi-e rușine să mă mai duc să-i mai cer acest lucru. Și așa au rămas acele 5 rugăciuni zilnice. Și spune profetul nostru că cele 5 rugăciuni zilnice sunt, fiecare rugăciune are câte 10 binefaceri. Și adunate sunt 50 de binefaceri în fața lui Dumnezeu. Deci așa se scrie. În acea noapte de miraci au mai fost încă două cadouri, să spunem, din partea lui Dumnezeu. Două versetări din Coran foarte importante, ultimele două versetări din capitolul Bakara. Și încă o promisiune, să spunem, din partea lui Dumnezeu, că o să fie iertat cel care nu asociază parteneri cu Dumnezeu, cu Allah. Cel care nu asociază, cel care nu crede în mai mulți zei, aceia or să fie iertați. Și o să crede într-un singur creator, aceia or să fie iertați. Acestea sunt cadourile lui Dumnezeu. Deci, vorbim și despre iertare. Despre iertare, sigur. Sigur. Acestea sunt cadourile lui Dumnezeu pentru omenire în noaptea de miraci. Și când e noaptea asta? Noaptea de miraci este ultima vineri din luna Recep. Din luna martie. Ultima vineri din luna Recep, ceea ce este pe 20, ce a fost pe 27 martie. Aha, din prima. Da, din a fost pe 27 februarie. Februarie, pardon. Că da. Martie încă da. N-a fost. Da, 27 februarie, da. Și urmează și alte astfel de nopți, ați spus. Urmează noaptea de berat. Noaptea de berat, noaptea iertării. Noaptea iertării, care este la mijlocul lunii Șaban. Deci trecem în a doua lună sfântă, în cea de Șaban, și la mijlocul lunii, Șaban este noaptea de berat, care este noaptea iertării păcatelor. Și cum se celebrează de fapt aceste nopți? Prin rugăciune. Deci prin rugăciune trebuie să celebrăm aceste lucruri, prin citirea Coranului, prin citirea, dar eu sfătuiesc pe enoriaș să nu citească numai în limba arabă, să vadă și ceea ce vrea Coran, ceea ce spune Coranul, să citească și traducerea Coranului, ca să înțeleagă ce citesc. Pentru adică că rugăciunea, da, să aibă substanță. Rugăciunea să aibă substanță, să știe ce spune, să știe ce zice. În această noapte de berat, profetul nostru spune în felul următor: când s-a împlinit a 15-a noapte a lunii Șaban, trebuie să vă adresați Domnului și să-i cereți. Și Domnul spune în felul următor: este cineva care vrea să fie iertat ca să-l iert? Este cineva care vrea alimente să-l aprovizionez?
Este cineva prin probleme și necazuri să-i dau vindecare? Să-mi ceară orice ar mai vrea, să le dau. Așa deci spune. În noaptea iertării se îndeplinesc dorințele. Bineînțeles că trebuie să cerem, de la, Creator ceea ce este bine pentru, noi. Nu tot ceea ce vrem este și bine pentru noi. Sau nu rău pentru altcineva. Doamne ferește. Exact. Nu. Islamul este o religie de pace care promovează pacea, nici de cum altceva. Și pe 13 aprilie o să începem luna Ramazan, a treia lună sfântă și a noua lună calendaristică din calendarul islam, care se încheie cu sărbătoarea Ramazan Bayramului. În această lună se regăsește noaptea de cadr. Noaptea de cadr care este mai bună decât 1000 de luni, cum relatează în Coran Allah Ta'ala. Și în Coran este un capitol numit capitolul cadr. Și aș vrea să vă spun, traducerea capitolului. Spune în felul următor: noi am pogorât Coranul în noaptea de Al-Qadr. Dar de unde să știi ce este noaptea Al-Qadr? Noaptea Al-Qadr este mai bună decât 1000 de luni. În timpul ei se coboară îngerii și duhul Arhanghelul Gavril după voia Domnului lor pentru orice poruncă. Ea este pace până la ivirea zorilor. Așadar, este noaptea în care Dumnezeu dăruiește Cartea Sfântă musulmanilor. Da, fapt. Da. Nu? Da, este și sigur, dăruiește, asta e o mare bucurie. Dăruiește Cartea Sfântă, care este etapizată în 23 de ani. În 23 de ani se încheie, se completează. Da. Noi trebuie să profităm de aceste momente. Noi, ca și enoriași, ca și musulmani, trebuie să profităm de ele. Bineînțeles că noaptea de cadr, noi spunem că este în la 27-a noapte a lunii Ramazan, dar nu este sigur. Nu este ceva sigur. Profetul nostru, pacea și binecuvântarea fie asupra lui, spune: căutați noaptea de cadr în ultimele 10 zile, 10 nopți ale lunii Ramazan. Acum, într-una dintre nopți o vom găsi. Deci nu ne spune direct atunci este. Într-o altă relatare spune: căutați noaptea de cadr în ultimile 10 zile, 10 nopți ale lunii Ramazan, nopților impare. Adică ne scade, cum ar veni, la 5 zile această durată. Apropo de acest lucru, ca și Paștele credincioșilor ortodoxi, nici Ramazan Bayramul nu are o dată fixă. Cum se calculează? Nici Ramazan Bayramul nu are o dată fixă, nici Curbanul nu are o dată fixă, pentru că anul islamic este mai scurt cu 11 zile față de anul calendaristic. Da. Și an de an se decalează cu 11 zile. An de an, și Ramazan Bayramul poate să cadă și vara, și iarna, și primăvara, orice an, în timp. Da, parcurge întregul an. La 33 de ani se mai câștigă un an, cum se zice. Și Curban Bayramul la fel? Și Curban Bayramul, da, la fel. Este aceeași durată între cele două. Între cele două este aceeași durată și se decalează. Practic, este mai scurt. Care este semnificația acestor sărbători? Noi le asemănăm cu Paștele și cu Crăciunul. Da, cum se zice, sărbătoarea dulcelui și sărbătoarea sacrificiului. Ramazan Bayramul este sărbătoarea celui care a postit. Deci 30 de zile nu este ușor ca 30 de zile să ții post. Postul ce înseamnă? De la ivirea zorilor până la apus, fără. Deci interzis mâncare, băutură și relații intime. Inclusiv apă. Inclusiv apă, orice. Inclusiv nimic, deci nimic, practic. De ce? Pentru ca musulmanul să simte acel gust de foamete în gură. Să simtă cum trăiesc și cei nevoiași.
Deci și săracul și bogatul este pe aceeași linie. Nu mai există diferențe. Cum și la pelerinaj, când se duce musulmanul la pelerinaj la Mecca, toți sunt îmbrăcați în alb. Vreau să vă întreb, este un lucru obligatoriu pentru musulmani să meargă la Mecca? Pentru cei care au potențial financiar, da. Care au potențial, da. Este deci obligatoriu. Este deci și o trebuie. Obligație, nu e numai așa o chestiune Este unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului. Primul stâlp este să mărturisești că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah și Muhammed este trimisul și profetul lui. Al doilea este să-ți faci rugăciunea zilnică, cele cinci rugăciuni zilnice. Al treilea este să ții post în luna Ramazan. Al patrulea este să dai zechiat dania către săraci. Dacă ești bogat în islam, dacă ești socotit bogat în islam, trebuie să dai săracilor 2,5%, să spunem, în termenii care sunt actual. Da. 1 din 40 este socotit, dar 2,5% trebuie să dai dania către săraci, să le dai săraci. Și al cincilea stâlp în islam este dacă ai posibilitatea să mergi la Mecca, în pelerinaj. Da. Interesant. Și acolo, deci cum v-am spus, toată lumea este îmbrăcată în alb. Cei care sunt bărbați, mă refer la bărbați, pentru că femeile au hainele lor, care cred ele de cuvință, deci nu contează culoarea, dar bărbații sunt toți îmbrăcați în două bucăți de pânză albe și nu fac care diferența. Care puritate, curățenie și nu diferența de material, cum ar veni. Materială, nu există diferență materială, toți sunt egali și așa o să fim și pe partea cealaltă, pe lumea cealaltă, în fața lui Allah, toți o să fim egali, îmbrăcați la fel. Mergem adică doar cu sufletul și cu faptele pe care le-am făcut, nu? Da. Care e de fapt semnificația acestor două sărbători? Ramazan, Bayramul. Deci am spus, ce înseamnă sărbătoarea asta? Că înțeleg că totuși noi nu o putem asocia cu Paștele pentru că ea nu pică întotdeauna primăvara, deci nu este o înviere neapărat, ea poate să pice oricând în an. Da. Este, de fapt, sărbătoarea în care se celebrează sfârșitul celor 30 de zile de post. Acestor zile de suferință, până la urmă, de lipsuri, de înfrânare, nu? De înfrânare, dar totuși împlinire spirituală, pentru că există pe partea materială. În timpul Ramazanului, cum sunt la noi, cum este la noi obiceiul, există la fiecare geamie se citește Coranul de la început la sfârșit, ceea ce nu este posibil, să spunem, în timpul anului peste la toate geamiile. Există slujba de teravi, care este specifică lunii Ramazan. Noaptea târziu poate ați și văzut că bărbații vin la geamie și se face o slujbă specială în timpul postului. Sunt mesele de iftar care iar adună enoriașii și discută și vorbesc despre religie, despre lucrurile zilnice, dar socializează. Anul trecut ați putut organiza aceste mese de iftar? Anul trecut nu, din păcate nu s-au putut face. Sperăm că anul acesta face. Să sperăm că anul acesta se schimbă condiții, dar trebuie totuși să avem și grijă, pentru că în general la geamii vin bătrâni și trebuie să avem grijă de ei. Dar Curban Bayramul, el ce semnifică? Semnifică sacrificiu, sacrificarea animalului care este intenționat de către familie, de către enoriaș. Constă în oaie, berbec, poate să fie și miel de 7-8 luni, dar să aibă înălțimea sau volumul necesar, adică ca și greutate, să atingă greutatea mamei. Taur, vacă, dar să aibă împliniți 2 ani. Și cămilă în zonele în care se poate tăia cămilă. Deci să fie mai matur, așa? Deci să fie deci vaca, să aibă taurul, să aibă împliniți 2 ani.
Acolo este o problemă. Trebuie să înțelegem acest aspect. Sunt oameni care vor să au în intenție să taie animal, să sacrifice animal de curban, dar nu are împlinită vârsta de 2 ani. La taur mă refer. Și nu este bine pentru că nu este primit. Acestea sunt regulile, regulile trebuie respectate. Există o diferență de timp fixă între Ramazan Bayram și Kurban Bayram? Da, sunt aproximativ 2 luni și 10 zile între ele. Și am mai primit întrebări referitor la când se taie animalul, când se sacrifică animalul. În ce moment al zilei? În ce moment? Momentul ideal, după cum spune și profetul nostru, pacea și binecuvântarea fie asupra lui, este momentul după slujba de care se oficializează dimineața, slujba de Bayram. Deci asta ar fi momentul sacrificiului. Enoriașul se trezește, merge la geamie, face slujba de Bayram, după care se duce acasă sau unde se sacrifică animalul și își sacrifică animalul. Deci ăștia ar fi pașii. Nu înainte de inițierea slujbei de Bayram. O persoană pe vremea profetului nostru a tăiat un animal înainte de slujba de Bayram și a întrebat pe profetul și Hazreti Muhammed, pacea și binecuvântarea fie asupra lui, i-a spus în felul următor: ție nu ți-a adus decât carne, zice animalul acela. Altceva nu ai câștigat de pe urma tăierii lui. Ce aduce animalul? Aduce binefaceri. Binecuvântare. Binecuvântare. Aduce binecuvântare. Adică o bucurie sufletească. O bucurie sufletească și aceasta este porunca lui Allah și trebuie să o respectăm. Este o îndatorire Care trebuie respectată, dar trebuie respectată atunci când este momentul, să o facem atunci când este momentul, nu înainte, nu după a cincea zi. Avem 4 zile la dispoziție pentru sacrificarea animalului, nu cu o zi înainte, chiar dacă tăiem pentru morți. Că se mai sacrifică și pentru morți. Nu, să tăiem din prima zi de Bayram. Putem stăia și a treia zi și a patra zi până la asfințitul soarelui. Și după ce tăiem, dăruim, nu-i așa? Și după ce tăiem, dăruim. Asta că, se pare foarte că frumos. Că așa trebuie și luat acea dua, spunem noi, acea binecuvântare de la cel care primește. O să vă rog acum, către finalul emisiunii, să adresați un îndemn credincioșii musulmanilor care ne ascultă la această oră. Eu pe această cale le spun și tinerilor să vină la geamie, să participe la slujbe, să vină, să socializeze, să vină la cursuri, probabil după, înainte de pandemie, noi am avut cursuri la geamie și pentru tineri, și pentru bătrâni, și pentru copii au participat, dar în contextul acesta este mai greu. Am avut cereri online, dar este mai greu să facem aceste cursuri online, pentru că noi, ca și profesori, să spun așa, ca și imam, trebuie să ascultăm și să îndreptăm. Că sunt anumite pronunții și trebuie să îndreptăm într-un fel pronunțiile și nu prea poți să le faci din online aceste îndreptări. Îi invităm la geamie, să vină la geamie, măcar la slujbele de vineri. Măcar la slujbele de vineri să participe și să vină și, cu distanțare. Avem și balcon în geamie, deci sunt aproape 100 de locuri care le-am pus cu distanțare, le-am însemnat. Invităm la geamie pentru că ei sunt viitorul, tinerii sunt viitorul și trebuie să participe și ei. Totul este cu distanțare conform normelor în vigoare. Eu sper că cine a avut urechi de auzit, a auzit îndemnul imamului geamiei Abdul Majid. De altfel, geamia prin ea însă și este un loc care se confundă cu istoria orașului nostru.
Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele pe care le-ați spus. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă așteptăm aici ori de câte ori aveți lucruri, mesaje pentru credincioșii musulmani și lucruri pe care doriți să le comunicați. Cu multă plăcere! Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă doresc o seară minunată în continuare și să auzim numai de bine. La revedere! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين